Gara de Nord, refugiul și capcana mea timp de câteva zile, dar mai ales nopți. Nopți reci și umede, sortide în sala de așteptare, dureros de reale și reci. Am reușit și de data aceasta să mă rup din mrejele ei respingătoare, de undute vin amețitor cu capetele liniilor conturând finaluri premature. Am plecat către Brașov, respirând cu întreg plămânul după câteva zile de tentative de inspirație. Aveam perspectiva unui job la care nu m-aș fi gândit decât ușor amuzat și foarte agasat cu ceva timp în urmă, dar care acum îmi oferea mult râvnitul acoperiș și mult visatul pat. Necesități pe care nu le conștientizezi, la fel cum nu apreciezi aerul indispensabil decât în ghearele sufocării. Două nopți petrecute în Brașov, fără vise, fără senzații, fără viitor, dar cu prezent. Fără mari eforturi, dar cu doza de șansă ce mi-a atenuat de multe ori alegerile nefericite, găsesc un alt job, undeva în riguroasa Germanie, care s-a dovedit a nu fi deloc atât de rigidă și implacabilă cum o percepeam. Și deși nu-mi propusese, nu eram deloc pregătit, mai ales financiar, astrele s-au aliniat și am pornit către apus pe urma soarelui, ajuns fiind de două ori de astrul diur. Adaptarea la lumea de acolo, la impersonalul ritm al zilei de lucru, la corectitudinea imperfectă a atitudinilor față de lucrătorul din Est, a fost surprinzător de facilă. Sau, cel puțin așa am avut senzația. În realitate, aveam să descoper că, de fapt, la fel ca majoritatea covârșitoare a vieții mele, începând din anii de liceu și mergând până la peroanele Gării de Nord, a fost o mică piesă de teatru, o șaradă semiconștientă menită să-mi asigure doza minimă de confort psihic, fizic, dar mai ales social. Mă păcăleam pe mine, îi păcăleam pe alții, încercam să păcălesc viața să-mi acorde o șansă. Toată această fațadă polită s-a prăbușit în mod deloc maestos în mult mai grandiosul Paris. Firma avusese o expoziție acolo și, împreună cu restul echipei, Ungur și Teuton, am descins într-un maraton de 1600 de kilometri pe autostradă să strângem în 24 de ore ce se montase în decursul a 5 zile. Stresul drumului și tempoul alert al activității, agitația de acolo, presiunea pusă pe noi de prezența proprietarului firmei în rândul nostru, a făcut să-mi crească tensiunea deranjant de mult, ceea ce m-a determinat, în stilul unui dependent compulsiv, să iau mai multe medicamente pentru scăderea tensiunii arteriale. O scădere care, coroborată cu lucrul în diverse poziții ale corpului, mi-a provocat amețeli invalidante, care în cele din urmă m-au făcut să cad în fund. Asta de față cu șefa mea și cu proprietarul firmei. Avusesem minima responsabilitate de a refuza să mă urc pe scară, altfel urmările ar fi căpătat o tentă mult mai dramatică. M-am întors în Germania la jobul zilnic, cu serioase semne de întrebare atât eu, cât și proprietarul, care, neștiind ce mi se întâmplă, mi-a interzis toate activitățile care presupuneau un efort mediu spre mare. A avut franchețea să-mi spună că o face din teama că un accident ar putea să-i creeze probleme și ar crește prima de asigurare. Revenind la subiectul destăinuirilor mele, întâmplarea de la Paris cu urmările din Germania a declanșat comportamentul tipic al dependentului din mine. Dependentul care, inițial timid, a sfârșit prin a prelua conducerea acțiunilor proprii. Am început să mă prevalez de statutul de victimă, de nedreptățit care nu acceptă doar să fie tolerat, deși, cu excepția activităților solicitante fizic, îmi desfășuram normal activitatea.
Am început, mai mult sau mai puțin conștient, să pregătesc terenul pentru a încheia prematur contractul, asigurându-mă că nu voi fi penalizat financiar pentru asta. Conjunctura rezonabilă pentru propria conștiință s-a evit când în locația unde eram cazați au sosit noi veniți deranjanți, care mi-au oferit ultimul motiv pentru a mă convinge că este cazul să mă întorc în țară și implicit la vechiul eu. Asta s-a unit cu unificarea Germaniei și sărbătoarea aferentă, iar legitimitatea îi era dată de confirmarea patronului că este ok să închei mai devreme și să merg în țară la un medic. Apoi catalizatorul a fost faimosul vin al regiunii viticole unde eram și iată-mă în microbuzul către țară. Tot drumul am colecționat sticluțe goale de whisky, inițial pline, din benzinăriile care marcau kilometri către înapoi. Frânturi de imagini și senzații s-au perindat imperturbabil pe lângă mine până ce, într-o seară caldă, abundând de mirosuri balcanice, am fost debarcat în urbea natală, în templul pelerinajului românesc tiktokar, un mall. Evident, nemai având o ușă proprie pe care s-o deschid, am bătut la cea unui mic hotel, unde am continuat să mă mențin în starea de imponderabilitate emoțională în care fusesem tot drumul. Timp de o săptămână, îmi ostuiam setea de uitare cu ajutorul vechiului meu prieten și dușman, alcoolul. Ieșeam noaptea să mănânc ceva cât să rămân pe picioare și plăteam pentru încă o dimineață de regrete. Ajutat și de un vechi prieten de pahar, am ajuns curând la limita inferioară a cardului, dar și a posibilităților organismului de absorpție a elixirului uitării și a decăderii. Tot ajutat și tot contract cost de același amic alcoolic, dar funcțional, m-am reîntors în același stabiliment medical al cărui locatar frecvent devenisem în ultimii 3 ani și de unde, cumva, cu ajutorul medicilor și a unei dorințe proprii încă vivace de a reveni la viață, reușeam de fiecare dată să plec pe picioare surprinzător de sigure, aparent cel puțin. Încă sunt aici. Mâine voi pleca din nou către gara de nord. Voi păși hotărât pe cenușiul peronului și voi merge către tabela cu plecări să văd unde mă va mai duce viața. Sunt Cosmin, alcoolic, și trăiesc eu ceea ce trebuie să cunoști, dar nu să și trăiești. Împreună inspirăm tinerii din România.